Alături cu un biciclist atât de experimentat ca Oleg Briga, am urcat și eu pe un tandem. Și vreau să vă spun că impresiile sunt extraordinare. Cine are rezerve, lăsați-le deoparte. Am decis să marcăm încheierea campaniei electorale printr-o plimbare cu bicicleta. Și este de fapt un mod de transport cel mai sănătos, cred că. Așa e, Oleg? Ecologic, sănătos, ieftin, dacă nu chiar gratuit. Este un loc de sală de sport care costă foarte mulți bani. Este o locuire extraordinară și ecologică și non-poluantă. Vă îndemnăm pe toți, Chișinăul evident trebuie să devină mai prietenos bicicliștilor și biciclistelor, inclusiv celor cu dizabilități, și noi vom face tot posibilul ca să aducem acest deziderat cât mai repede la realizare, pentru că noi suntem cei care ne vom preocupa de ecologie în toate domeniile, în primul rând. Na. Bravo! Verzii din Republica Moldova, Partidul Verde Ecologist, și-a pornit cursa spre Parlamentul Republicii Moldova. Luăm cu asalt Parlamentul, da, aducem valul verde. O fac în Finlandia, în Danimarca. Este o vreme minunată pentru ciclism, pentru admirat orașul nostru, care este unul minunat, deși nu este prea adaptat pentru turist, pentru călătorie ecologică, pentru transport ecologic, și de aia este necesar să vină oameni cu valori ecologiste, cu valori verzi la guvernare, ca să facem orașul ăsta mai prietenos. Toată societatea noastră mai prietenoasă de ciclism, da? Hai, vă băgați voi că e plină intersecție și ne lasă pe noi. Hai. Mai ales șoferițele, femeile sunt mai prietenoase, da, mai prietenoase cu ciclistii. Da, chiar răcoare, am ales și ora potrivită, e după programele, e trecut de ora 5. Hai la pedalat cu verzi. Da, haideți și cu ecologistele. Fiți alături de noi să promovăm modul sănătos de viață. Singurul mod durabil de viață, de fapt, este modul ecologist de viață. Și acel sau e prioritate. Așteptăm să se elibereze. Hai, bă, suflești. Mulțumesc, mersi. Mersi, bravo. N-avem noi prioritate aici. De pietoni. Ah, dar noi nu suntem de pietoni, suntem de vehicule. Evenimente ciclistice trebuie mai dese și atunci toți participanții și participantele la trase se vor obișnui. Apocaliptic, apoteotic, cum să zice. Da. Am ajuns la Ginta Latină, nu ne-am rămas mult până la Parlament. Atent că iese din parcare și e periculos. It feels great. Poate mă molipsești pe mine și mă ambiționez și eu să învăț să merg. Natalia, facem dreapta, trebuie în fața Parlamentului. Într-adevăr, mă simt foarte confortabil și pot să și filmez.
30 de ani de independență. Da, ai ce să căpcăliuși. Aha. Haideți să nu trem în cadrul lor. Haide. Rămânem ea ca aici. Dacă vreți. Dacă este și o rampă. Rămânem aici. Și facem o filmare, un live ceva. Mulți. Într-o zi o să fim mulți aici. Mulți și multe. Și multe. Da. Asta e visul nostru. Și principalul valul verde să cuprindă Moldova. Nu noi suntem importanți și importante, ci valorile verzi și politicile verzi să domine. În toate sectoarele, și justiție, și social, și economic, și sociosanitar, toate. Pentru că ele sunt cele mai durabile și echitabile. Și noi, cu visul acesta și cu dezideratul acesta și cu munca în această direcție, vă salutăm și vă îndemnăm să îmbrățișați valorile și modul de viață ecologist. Este cel mai sănătos, este cel mai aproape de oameni. Da, pedalați! Cabrega, Afanas, Iațco, ce bătări! Agricol, noi ăsta, Victoria! Poate să fie! E Victoria! Dacă o vezi? Se desfășoară alegeri, a 10-a oară, am înțeles de la declararea independenței, cine a constatat da, chestia eu. Asta. Parlamentul ales duminică va fi de legislatura a 11-a. Credem că e timpul să alegeți și parlamentari care pledează pentru mod sănătos de viață, care s-ar putea să vină la Parlament pe bicicletă. Nu știu, Olga, dacă o să putem merge foarte des pe tandem, dar găsim noi o soluție, nu? M-am lipsit și pe mine și văd și eu să pedalez până la urmă. Pentru așa valori merită să-ți depășești limitele. Eu vă îndemn pe toți. Tehnologiile permit acum variante, biciclete electrice, scutere și tot așa. Da, deci toată lumea poate să găsească o soluție pentru sine într-un format sau altul de transport ecologic. Este și sănătos, este și foarte plăcut, este cea mai bună soluție și cea mai durabilă și, de fapt, verzii și valul verde vine cu cele mai durabile soluții, cu cele mai selecte, care și-au demonstrat deja eficiența. Noi urăm Parlamentului Republicii Moldova și întregii republici, întregii țări, tuturor oamenilor noștri, să avem la guvernare parlamentari și miniștri, ministre, care să fie cu valori verzi. Vă îndemnăm să vă gândiți la viitor, să ne gândim cu toții la viitor, să fim mai activi, să fim mai implicați, să fim mai ecologiști în toate sensurile, pe toate planurile. Verde pentru sănătate și viitor. Verde! Verde! Haideți să alegem un mod sănătos de viață. Pedalarea ajută și la sănătate, ne face și mai tineri și mai frumoși. Și pe 11 iulie ieșim toți la vot și votăm Partidul Verde Ecologist. Verde pentru sănătate și viitor! Victoria, Любов, ceva по-русски, по-украински? Уважаемые граждане, ждем вас 11 июля на выборы. Не оставайтесь дома. Можно на велосипеде, можно пешком. Да, и пешком можно, и на велосипеде. Только не оставляйте нашу страну. Надо делать изменения. Голосуйте за экологическую партию зеленых. Domnul Cibotar. Viitorul va fi verde, ori n-o fi deloc. Modul sănătos de transport ecologic este bicicleta. Să ne conformăm, ieșim pe data de 11 iulie la vot, votăm Partidul Verde Ecologist. Floarea soarelui. Floarea soarelui. Floarea care aduce schimbarea.